Dumnezeule, prin pătimirea lui Hristos, Fiul Tău, Domnul nostru, Tu ai nimicit moartea, care e moștenirea străvechiului păcat, lăsată întregului neam omenesc. Te rugăm să ne reînnoiești după asemănarea Fiului Tău, pentru ca, după cum prin naștere am primit chipul omului pământesc, tot astfel, sfințiți de harul Tău, să purtăm chipul omului ceresc, prin Hristos Domnul nostru. Iată, slujitorul meu va avea succes. Se va înălța, se va ridica și va fi foarte sus. După cum mulți s-au înspăimântat de tine, chipul lui era mai desfigurat decât cel al unui om și fața lui decât cea a fiilor oamenilor, tot așa multe popoare se vor uimi și regi își vor închide gura înaintea lui, căci vor vedea ceea ce nu li s-a povestit, și vor înțelege ceea ce nu au auzit. Cine a crezut în ceea ce ne-a fost anunțat? Și cine a cunoscut brațul Domnului? S-a înălțat ca o mlădiță înaintea lui și ca o rădăcină dintr-un pământ uscat. Nu avea formă și nici frumusețe ca să o privim, nici înfățișare ca să o dorim. Disprețuit și refuzat de oameni, om al durerii, cunoscător al suferinței, de care îți ascunzi fața. Era disprețuit și noi nu l-am luat în seamă, iar el a purtat suferințele noastre și durerile noastre le-a luat asupra lui. Noi l-am considerat lovit, bătut de Dumnezeu și umilit. Dar el era străpuns pentru nelegiuirile noastre, lovit pentru păcatele noastre. Pedeapsa care ne aducea pacea era asupra lui. Prin rănile lui, noi suntem vindecați. Noi toți rătăceam ca oile, fiecare avea propriul drum în față. Domnul a făcut să cadă asupra lui păcatele noastre, ale tuturor. Chinuit și umilit, el nu și-a deschis gura. Ca un miel dus la înjunghiere și ca o oaie mută înaintea celor care o tund, nu și-a deschis gura. A fost luat cu violență și judecată. Cât despre generația lui, cine se gândește? A fost șters de pe pământul celor vii, pentru nelegiuirea poporului meu a fost lovit. Mormântul lui a fost cu cei nelegiuiți, cu cel bogat a fost în moartea lui, deși nu făcuse nicio violență și nu fusese înșelăciune în gura lui. Domnului i-a plăcut să-l zdrobească prin suferință. Când sufletul și-l va pune ca jertfă pentru vinovăție, va vedea o descendență care își va lungi zilele și dorința Domnului, prin mâna lui, va avea succes. Din truda sufletului său va vedea și va fi satisfăcut în cunoașterea lui. Slujitorul meu cel drept îi va îndreptăți pe mulți și va lua asupra sa păcatele lor. De aceea îi voi face parte cu cei mari și cu cei puternici și va împărți prada, pentru că și-a dat sufletul la moarte și a fost numărat împreună cu cei nelegiuiți. Dar el purta păcatul multora și mijlocea pentru cei nelegiuiți. Cuvântul Domnului.
Tată, în mâinile tale încredințez sufletul meu. Doamne, în Tine am căutat refugiu, să nu fiu făcut nici când de rușine. Mântuiește-mă în dreptatea Ta. În mâinile Tale îmi încredințez Duhul. Tu mă vei mântui, Doamne Dumnezeule adevărat. Am ajuns de ocara tuturor asupritorilor mei, spaimă mare pentru vecinii și cunoscuții mei, cei care mă văd pe drum mă ocolesc. Sunt dat uitării ca un mort, ca unul fără inimă, am ajuns ca o oală spartă. Dar eu mă încred în Tine, Doamne, și spun, Tu ești Dumnezeul meu, soarta mea este în mâinile Tale. Scapă-mă din mâinile dușmanilor mei și de cei care mă urmăresc. Să strălucească fața Ta peste slujitorul Tău, mântuiește-mă în îndurarea Ta. Fiți tari să se întărească inimile voastre, voi toți cei care nădăjduiți în Domnul. Citire din scrisoarea către evrei. Fraților, având așadar un mare preot minunat, care a străbătut cerurile, pe Iisus Fiul lui Dumnezeu, să ținem cu tărie mărturisirea credinței. Căci nu avem un mare preot care să nu poată suferi împreună cu noi în slăbiciunile noastre, ci unul care a fost încercat în toate, asemenea nouă, în afară de păcat. Așadar să ne apropiem cu toată îndrăzneala de tronul Harului ca să primim îndurare și să găsim ca ajutor Harul Său la timpul potrivit. În zilele vieții sale pământești, El a oferit cu strigăte puternice și cu lacrimi rugăciuni și cereri către acela care avea putere să-L salveze de la moarte și a fost ascultat datorită evlaviei Lui. Și deși era fiu, a învățat ascultarea din cele ce a pătimit, iar după ce a fost făcut desăvârșit, a devenit cauză de mântuire veșnică pentru toți cei care ascultă de El. Cuvântul Domnului. Ucenicii lui,
dar știa și Iuda, trădătorul, locul acela, pentru că de multe ori Iisus se aduna acolo împreună cu ucenicii săi. Așadar, Iuda, luând cohorta și servitor de la arhierei și farizei, a venit acolo cu felinare, torțe și arme. Atunci Iisus, cunoscând toate câte vor veni asupra Lui, a ieșit și le-a zis: pe cine căutați? I-au răspuns: pe Iisus Nazarenul. Le-a zis Iisus: eu sunt. Era acolo cu ei și Iuda, cel care l-a trădat. Când le-a zis: eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut la pământ. Atunci i-a întrebat a doua oară: pe cine căutați? Iar ei au zis: pe Iisus Nazarenul. Iisus le-a răspuns: v-am spus că eu sunt, așadar dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să plece. Ca să se împlinească cuvântul pe care îl spusese: dintre cei pe care mi-ai dat, n-am pierdut pe niciunul. Atunci Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o și l-a lovit pe servitorul arhiereului și i-a tăiat urechea dreaptă. Iar numele servitorului era Malchus. Dar Iisus i-a zis lui Petru: pune-ți sabia ta în teacă, oare să-mi beau potirul pe care mi l-a dat Tatăl? Atunci cohorta, comandantul și servitorii iudeilor l-au luat pe Iisus și l-au legat. L-au dus mai întâi la Ana, căci era socrul lui Caiafa, care era marele preot al acelui an. Caiafa era acela care dăduse iudeilor sfatul: este mai bine să moară un singur om pentru popor. Iar Simon Petru și celălalt discipol îl urmau pe Iisus. Acel discipol era cunoscut marelui preot și a intrat împreună cu Iisus în curtea marelui preot, în timp ce Petru stătea afară în fața porții. Atunci celălalt discipol, care era cunoscut marelui preot, a ieșit și a vorbit cu portărea sa
și l-a lăsat pe Petru să intre. Servitoarea portăreasă i-a spus lui Petru: nu cumva ieși tu dintre discipolii acelui om? El i-a zis: nu sunt. Stăteau acolo servitorii și cei din gardă, făcuseră un foc pentru că era frig și se încălzeau. Și Petru stătea cu ei și se încălzea. Atunci marele preot l-a întrebat pe Iisus despre discipolii lui și despre învățătura sa. Iisus i-a răspuns: eu am vorbit lumii pe față, întotdeauna am învățat în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudeii. N-am vorbit nimic pe ascuns. De ce mă întreb pe mine? Întreabă pe cei care au zis ce le-am vorbit. Iată, ei știu ce am spus. Îndată ce a spus acestea, unul dintre cei din gardă care stătea acolo i-a dat o palmă lui Iisus spunând: așa răspuns tu, marelui preot. Iisus i-a răspuns: dacă am vorbit rău, arată-mi ce este rău. Dar dacă am vorbit bine, de ce mă lovești? Atunci Ana l-a trimis legat la Caiafa, marele preot. Iar Simon Petru stătea și se încălzea. Atunci ei au spus: nu cumva ieși tu dintre discipolii lui? El a negat și a zis: nu sunt. Unul dintre servitorii marelui preot, o rudă a celui căruia Petru i-a tărat urechea, i-a zis: nu te-am văzut eu în grădină împreună cu Iebel? Dar Petru a negat din nou și îndată a cântat cocoșul. Atunci l-au adus pe Iisus de la Caiafa la pretoriu. Era dimineață, dar ei nu au intrat în pretoriu ca să nu se profaneze și să poată mâneca paștele. Pilat a ieșit afară și le-a zis: ce acuză aduceți împotriva acestui om? Au răspuns și au zis: atunci Pilat le-a zis: lua
Judecați-l voi și judecați-l voi după legea voastră. Iudeii au răspuns: Domnule, este îngăduit să omori pe mine. Astfel trebuia să se împlinească cuvântul pe care îl spusese el, arătând de ce fel de moarte avea să moară. Pilat a intrat din nou în pretoriu, l-a chemat pe Iisus și i-a zis: Tu ești regele iudeilor. Iisus a răspuns: De la tine însuți spui aceasta, sau alții ți-au vorbit despre mine? Pilat a răspuns: Oare sunt eu iudeu? Poporul tău și arhierei te-au dat pe mâna mea. Ce ai făcut? Iisus a răspuns: Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi fost din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat pe mâna iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Atunci Pilat a zis: Așadar, ești rege? Iisus a răspuns: Tu spui că eu sunt rege. Eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Pilat i-a zis: Ce este adevărul? După ce a spus aceasta, a ieșit din nou la iudei și le-a zis: Eu nu găsesc în el nicio vină, dar este un obicei la voi ca de Paști să vă eliberez pe cineva. Așadar, vreți să vi le liberez pe regele iudeilor? Atunci au strigat din nou spunând: Nu pe acesta, ci pe Baraba. Iar Baraba era un tâlhar. Atunci Pilat l-a luat pe Iisus și l-a dat să fie biciuit. Soldații au împletit o coroană de spini, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi veneau la el și spuneau: Bucură-te, Rege al iudeilor!
dădeau palme. Pilat a ieșit din nou afară și le-a zis: iată, vi-l aduc afară, ca să știți că nu găsesc în el nicio vină. Așadar Iisus a ieșit afară, purtând coroana de spini și haina de purpură. Iar Pilat le-a zis: iată omul. Când l-au văzut, arhierei și cei din gardă au strigat: răstignește! Pilat le-a zis: luați-l voi și răstigniți-l, pentru că eu nu găsesc în el nicio vină. Iudeii au răspuns: Pilat cuvintele acestea, s-a înspăimântat și mai mult. A intrat iarăși în pretoriu și a zis: de unde ești tu? Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Atunci Pilat i-a zis: mie nu-mi vorbești, nu știi că eu am putere să te eliberez și am putere să te răstignesc? Iisus i-a răspuns: nu ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dat de sus. De aceea, cel care m-a dat în mâinile tale, mai mare păcat are. Pilat căuta să le libereze, dar iudeii strigau: Pilat cuvintele acestea, l-a dus pe Iisus afară și s-a așezat pe un tron în locul numit Litostrotos, iar în evreiește Gabata. Era în ziua pregătirii Paștelui, pe la ceasul al șaselea. Și le-a spus iudeilor: iată-l pe regele vostru. Atunci ei au strigat: răstignește!
Pilat le-a zis, să-l răstignesc pe regele vostru. Arhierei au răspuns, nu avem alt rege afară de împăratul. Atunci l-a predat lor ca să fie răstignit. Așadar l-au luat pe Iisus, purtându-și singur crucea, a ieșit spre locul numit al Craniului, care în ebraică este numit Golgota, unde l-au răstignit pe el și împreună cu el pe alți doi, de o parte și de alta, iar Iisus în mijloc. Pilat a scris și o inscripție și a pus-o pe cruce. Era scris, Iisus Nazarineanul, regele iudeilor. Mulți dintre iudei au citit această inscripție, pentru că locul unde a fost răstignit Iisus era aproape de cetate și era scris în ebraică, latină și greacă. Arhierei iudeilor i-au spus lui Pilat, a răspuns, ce-am scris, am scris. După ce soldații l-au răstignit pe Iisus, au luat hainele lui și au făcut patru părți, fiecărui soldat o parte și tunica. Însă tunica era fără cusătură, țesută dintr-o bucată de sus până jos. Și ziseră unul către altul, aceasta ca să se împlinească Scriptura, au împărțit între ei hainele mele și pentru tunica mea au aruncat zaruri. Soldații au făcut toate acestea. Lângă crucea lui Iisus stăteau mama lui Iisus și sora mamei lui, Maria lui Cleopa, și Maria Magdalena. Așadar, văzând Iisus că stătea acolo mama lui și discipolul pe care îl iubea, i-a spus mamei, iată-l pe fiul tău. Apoi i-a spus discipolului, iată pe mama ta. Și din ceasul acela discipolul a luat-o acasă la el. După
după acestea, văzând că toate s-au împlinit, ca să se împlinească Scriptura, Iisus a zis: Iese-te. Era acolo un vas plin cu oțet. Atunci ei au pus în isop un burete îmbibat cu oțet și l-au apropiat de gură. După ce a luat oțetul, Iisus a spus: S-a împlinit. Și plecându-și capul, și-a dat sufletul. Întrucât era ziua pregătirii ca să nu rămână trupurile pe cruce, pentru că acea sâmbătă era zi mare, iudeii au zis lui Pilat să le zdrobească fluierele picioarelor și să ia de acolo. Atunci au venit soldații, i-au zdrobit fluierele celui din tâi și ale celuilalt care era răstignit cu el. Dar când au venit la Iisus și au văzut că deja murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul dintre soldați i-a stăpuns coasta cu o suliță și îndată ieși sânge și apă. Cel care a văzut a dat mărturie și mărturia lui este adevărată. El știe că spune adevărul, ca să credeți și voi. Acestea s-au făcut ca să se împlinească Scriptura: nu i se va zdrobi niciun os. Iar în altă parte Scriptura zice: vor privi la cel pe care l-au străpuns. După acestea, Iosif din Arimatea, care era discipol al lui Iisus, dar într-o ascuns de frica iudeilor, l-a rugat pe Pilat să-l lase să ia trupul lui Iisus. Pilat i-a permis. Atunci a venit și a luat trupul lui Iisus. A venit și Nicodim, cel care fusese mai înainte la el noaptea, și a adus un amestec de mir și aloie, cam de 100 de litri. Ei au luat trupul lui Iisus, l-au înfășurat în giulgiuri cu uleiuri aromatice, după cum este obiceiul de mormântare la iudei. În locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină,
iar în grădină era un mormânt nou în care nu fusese pus nimeni niciodată. Așadar, pentru că era ziua pregătirii iudeilor, iar mormântul era aproape, l-au pus pe Iisus acolo. Lăudat să fie Iisus Hristos! Excelențele voastre, cucernici părinți, iubiți credincioși, dragi ascultători Radio Maria, dragi prieteni care ne urmăriți pe internet. Este Vinerea Mare. E moartea lui Iisus pe cruce și suntem invitați într-un mod deosebit în seara aceasta să medităm la suferințele Mântuitorului, la pătimirea Lui și la moartea Lui pe cruce. Am ascultat patima Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Evanghelist Ioan. O evanghelie foarte lungă, cea mai lungă din anul bisericesc. Am întâlnit numeroase personaje, și ucenicii, și Pilat, și soldații, și mai mari preoți. Și sigur că un prim gând este constituit dintr-o întrebare. Care-i locul meu lângă crucea lui Iisus? De fapt, dacă stăm și ne gândim bine la cele pe care le-am ascultat, vedem că în jurul crucii lui Iisus sunt un fel de cercuri concentrice. E crucea. Și lângă cruce sunt doi tâlhari. Unul se întoarce și altul se îndârjește în rău. E cercul cel mai apropiat, cercul celor păcătoși. Ei sunt reprezentanții noștri, ai omenirii. Ei, cei doi, îi reprezintă fie pe aceia care găsesc drumul spre Dumnezeu, care se întorc, fie pe aceia care stau departe și rămân în păcatele lor. Tot lângă cruce e un alt grup. E grupul celor blânzi, al celor statornici. Lângă crucea lui Iisus, ni se spunea în Evanghelie, era mama lui Iisus și era sora și era Maria Magdalena și era ucenicul iubit. E grupul celor statornici, acelor care rămân lângă El chiar și atunci când vine încercarea. Undeva mai departe, tot lângă cruce, sunt soldații. Unii joacă zaruri, alții își freacă mâinile și spun, poate mai avem puțin și scăpăm. E grupul celor indiferenți, a celor care, indiferent de ce se întâmplă, ei tot de drumul lor își văd, de munca lor, de preocupările lor. Dar totuși, în mijlocul acestor soldați, e unul care privește cu mai multă atenție spre cruce. Și îl vede pe el că se roagă pentru dușmani.
că e altfel decât pe aceea pe care i-a răstignit de atâtea ori. E centurionul care exclamă cu adevărat: acesta era Fiul lui Dumnezeu. Și apoi grupul acelora care caută, acelora care nu au curajul să facă pasul definitiv, dar totuși sunt lângă el. E reprezentat de Iosif din Arimateea, de Nicodim, care atunci când îl cunosc, încep să fie mai buni, să fie altfel, să aibă o inimă generoasă. Iisus nu avea mormânt, dar Iosif spune: am eu un mormânt, îl voi oferi eu. Nu avea cine să cumpere uleiurile, dar Nicodim spune: eu mă voi ocupa de lucrul acesta. Și apoi cercul reprezentat de trecători, de mulțime, de cei care critică, care au ceva de spus, care strigă spre cel răstignit și într-un fel sau altul, seara aceasta ne cheamă pe toți cei prezenți să ne identificăm unele dintre aceste personaje. Care-i locul meu lângă crucea lui Iisus? Vedeți, în seara aceasta, în centrul celebrării, stă crucea. Peste câteva momente, crucea va fi dezvelită în fața noastră și ni se va arăta: iată lemnul crucii. Și apoi, la finalul acestei celebrări, vom fi invitați toți să ne apropiem de cruce, să ne închinăm și să privim. Vor privi la acela pe care l-au străpuns. Ce-am putea noi să înțelegem atunci când ni se va arăta crucea dezvelită? Ce-am putea să înțelegem atunci când ne vom apropia ca să îngenunchem în fața crucii? Aici, lângă Iași, este un sat și ca în multe localități, și în satul acesta, la marginea lui, era o cruce mare. O cruce care a fost așezată lângă alta mai veche, și oamenii țineau mult la această cruce. De câte ori ieșeau din sat, mergeau în altă parte, mergeau la lucru, la câmp sau veneau înapoi, treceau pe lângă cruce. Ce puteau ei să înțeleagă, acei oameni simpli, când priveau crucea? Multe puteau să înțeleagă. Uitându-se la cruce, cei mai mulți înțelegeau că, de fapt, nu ei privesc crucea, ci răstignitul îi privește pe ei. Și puteau să înțeleagă că el, de la înălțimea crucii, îi cheamă pe toți la o lume mai bună, mai frumoasă, mai curată. Și ca să ajungă la înălțimea lui, cei mai mulți înțelegeau că nu pot oricum, că trebuie să se plece, să-și descopere capul. Unii dintre ei să îngenuncheze, să facă plan înclinat din trupul lor, ca harul să alunece spre inima. Privind la cruce, înțelegeau că există o legătură strânsă
între ei și moartea lui Iisus. Există o legătură între păcatul lor și răstignirea Mântuitorului. Înțelegeau marea iubire pe care Dumnezeu a avut-o față de noi oamenii, că l-a trimis pe Fiul Său ca să moară pentru noi. Uitându-se la bara verticală, înțelegeau că din cerul lui Dumnezeu mai curge îndurare și astăzi spre noi. Că acolo, în cruce, se concentrează mila lui Dumnezeu față de oameni. Privind la bara orizontală, unii puteau să înțeleagă că e o trimitere spre alții, spre semenii noștri. Și așa, trecând oamenii des pe lângă această cruce, spuneam că au prins drag de cruce, țineau la ea, pentru că se gândeau că atâtea generații înaintea lor, părinții și bunicii lor, au trecut pe lângă această cruce. Și în anul 1975, într-o zi, părintele a primit un bilet de la primărie. În data de, la ora de, să vă prezentați la marginea satului, pentru că trebuie să dărâmăm crucea. Și oamenii au prins de veste și au spus: părinte, venim și noi cu dumneavoastră. Nu se poate. Crucea trebuie să rămână în picioare. Dar preotul le-a zis: știți, sunt timpuri grele. E bine să rămâneți voi acasă. Voi merge eu și voi încerca să rezolv. Și a ajuns părintele, a ajuns și primarul, și tractoristul cu tractorul. Și i-au comunicat din nou: trebuie să dărâmăm crucea. Sunt alte timpuri acum. Nu mai merge cu o cruce așa mare, chiar la intrarea în sat. Părintele le-a explicat că nu se poate să dărâme crucea aceea. Pentru că era un simbol, un simbol pentru sat, și oamenii țineau mult la ea. Nu, părinte, trebuie să o dărâmăm. Părintele a scos o carte, le-a citit din carte, apoi a închis cartea și le-a zis: faceți cum credeți. Nu știe nimeni ce le-a citit părintele, din ce carte, poate că a fost un pasaj din Evanghelia pe care am ascultat-o în seara aceasta. Oricum, s-a așezat tăcerea și primul care a luat cuvântul, după câteva momente de tăcere, a fost tractoristul și a spus: eu nu. Eu am copii. Eu nu pot să o dărâm. Și rând pe rând au plecat toți și crucea a rămas în picioare. În seara aceasta, iubiți credincioși, vom veni în fața crucii. Ce am putea să înțelegem când venim noi în fața crucii? Poate că ce au înțeles oamenii aceia, sau mai mult. Vom avea multe, poate, să-i spunem Mântuitorului. Vom avea, poate, și vom găsi cuvinte de mulțumire. Pentru că ne-a găsit. Pentru că sângele acela care a curs în Vinerea Sfântă a curs și pentru noi. Poate că alții vor găsi cuvinte pentru a-i cere iertare. Sau pentru a-i cere putere ca să meargă înainte pe drumul acestei vieți. Într-un fel sau altul, toți suntem chemați
să ne găsim locul, să ne identificăm lângă crucea lui Iisus, din care cerc fac eu parte, dintr-unul mai apropiat, din unul mai departe. Și ce am să-i spun Mântuitorului în seara aceasta, seara de Vinerea Sfântă? Odinioară, Papa Paul al VI-lea, în fața unui crucifix, a compus o rugăciune. Suntem aici, Doamne Iisuse, se roagă Papa. Am venit cum cei vinovați se întorc la locul faptei. Am venit ca acela care te-a urmat, dar te-a și trădat. De atâtea ori fideli și de atâtea ori infideli. Am venit pentru a recunoaște misterioasa legătură între păcatele noastre și patima ta, între lucrarea noastră și lucrarea ta. Am venit să ne batem pieptul, să-ți cerem iertare, să implorăm mila ta. Am venit deoarece știm că tu poți, tu vrei să ne ierți. Tu ai ispășit pentru noi. Tu ești mântuirea și speranța noastră. Amin. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin Sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Lăudat să fie Iisus Hristos! Celor prea iubiți, îndreptându-ne spre crucea lui Iisus, care va fi în această seară dezvelită înaintea noastră, fiecare îi vom aduce rugăciunile noastre. Biserica întreagă se roagă în această seară ca Dumnezeu să fie milostiv față de toți prin Iisus Hristos. Așadar, fraților, ne îndreptăm acum toți împreună în rugăciune pe Dumnezeu Tatăl prin Iisus, Mântuitorul nostru. Să ne rugăm așadar, fraților prea iubiți, pentru Biserica Sfântă a lui Dumnezeu, ca Domnul și Dumnezeul nostru să binevoiască a dărui pace, a unii și cârmuii pe toată fața pământului, iar nouă să ne dea harul ca trăind în pace și liniște, să-L preamărim pe Dumnezeu Tatăl nostru atotputernic. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care în Hristos ai arătat mărirea ta tuturor neamurilor, ocrotește lucrările îndurării tale, pentru ca biserica ta, răspândită pe întregul pământ, să stărie cu credință neclintită în mărturisirea numelui tău, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Să ne rugăm și pentru prea fericitul nostru Părinte Papa Francisc, ca Domnul și Dumnezeul nostru, care l-a ales în demnitatea episcopală, să-l păstreze sănătos și nevătămat pentru biserica sa cea sfântă, spre a cărmui poporul sfânt al Domnului. Dumnezeule atotputernic, în înțelepciunea ta sunt întemeiate toate. Ascultă cu bunătate rugăciunile noastre și ocrotește-l cu iubirea ta pe păstorul suprem pe care l-a ales pentru noi. Călăuzește prin el poporul creștin și fă-l să înainteze în credință,
prin Hristos Domnul nostru. Să ne rugăm și pentru episcopul nostru Petru, pentru episcopul auxiliar Aurel, pentru toți episcopii, preoții și diaconii bisericii și pentru toată mulțimea credincioșilor. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care sfințești și călăuzești cu Duhul Tău întregul trup al bisericii, ascultă rugăciunile pe care ți le aducem pentru toți membrii ei, ca fiecare după chemarea sa, prin harul tău, să te slujească necontenit cu fidelitate, prin Hristos Domnul nostru. Să ne rugăm pentru catecumeni, ca Domnul și Dumnezeul nostru să le lumineze mintea și inima și să le deschidă poarta milostivirii sale, pentru ca prin baia renașterii să primească iertarea tuturor păcatelor și să fie aflați și ei în Iisus Hristos, Domnul nostru. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care dăruiești pururi rodnicie bisericii tale, sporește credința și înțelepciunea catecumenilor, pentru care născuți prin izvorul botezului să fie primiți în rândul fiilor tăi adoptivi, prin Hristos Domnul nostru. Să ne rugăm și pentru toți frații care cred în Hristos, ca Domnul Dumnezeul nostru să le dea harul de a înfăptui adevărul și să-i adune și să-i păstreze în unitatea bisericii. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care aduni cele risipite și le păstrezi la oaltă, privește cu bunătate la turma Fiului Tău, pentru ca integritatea credinței și legătura iubirii să-i unească pe toți cei care au fost consfințiți prin același botez, prin Hristos Domnul nostru. Să ne rugăm și pentru evrei, ca Domnul Dumnezeul nostru, care le-a vorbit lor mai întâi, să le dea harul să crească în iubirea față de numele Său și în fidelitate față de legământul Său. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care ai dăruit făgăduințele tale lui Abraham și urmașilor lui, ascultă cu bunătate rugăciunile bisericii tale, pentru ca poporul pe care și l-a dobândit la început să se învrednicească, ajunge la plinătatea răscumpărării, prin Hristos Domnul nostru. Să ne rugăm și pentru cei care nu cred în Hristos, ca inspirați de lumina Duhului Sfânt, să poată intra și ei pe calea mântuirii. Dumnezeule atotputernic și veșnic, te rugăm ca toți cei care nu-L mărturisesc pe Hristos să trăiască în sinceritatea inimii în fața Ta și astfel să afle adevărul, iar nouă dă-ne harul să înaintăm mereu în iubire unii față de alții și să căutăm a pătrunde mai adânc misterul vieții dumnezeiești, pentru că astfel să fim în lume adevărați martori ai dragostei Tale, prin Hristos Domnul nostru.
Să ne rugăm și pentru cei care nu le recunosc pe Dumnezeu, ca și ei, urmând cu inimă sinceră cele drepte, să se învrednicească a ajunge la același Dumnezeu. Dumnezeule atotputernic și veșnic, Tu i-ai creat pe toți oamenii pentru ca pururi dorindu-te să te caute și găsindu-te să-și afle pacea inimii. Vă te rugăm ca în ciuda oricăror piedici, toți oamenii să descopere semnele bunătății tale, precum și mărturia pe care ți-o dau prin fapte bune, cei care cred în tine și astfel să te recunoască plin de bucurie pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și Tatăl nostru al tuturor, prin Hristos Domnul nostru. Să ne rugăm și pentru toți conducătorii statelor, ca Domnul și Dumnezeul nostru să le călăuzească mintea și inima după voința sa, spre adevărata pace și libertate. Dumnezeule atotputernic și veșnic, în mâna ta sunt inimile oamenilor și drepturile popoarelor. Privește cu bunătate la cei care ne conduc, ca prin darul tău să statornicească pe întregul pământ siguranța păcii, bunăstarea popoarelor și libertatea religioasă, prin Hristos Domnul nostru. Să ne rugăm, fraților prea iubiți, ca Dumnezeu Tatăl atotputernic să vă îndepărteze din lume toate greșelile, să vindece toate bolile, să alunge foametea, să deschidă închisorile, să rupă toate lanțurile, să apere pe cei care călătoresc, să întărească pe cei rătăciți, să dăruiască sănătate celor bolnavi și celor care mor mântuire. Dumnezeule atotputernic, veșnic, milostiv, mângâierea celor întristați și tăria celor care suferă, să ajungă la tine rugăciunile celor care te cheamă în ajutor din orice strâmtorare, pentru ca toți în încercările lor să aibă bucuria de a simți îndurarea ta, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Ne pregătim acum să primim crucea lui Iisus și ne apropiem de ea. Ca de sus Iisus să ne vadă și noi să-L vedem pe El. Iată lemnul crucii, de care a atârnat mântuirea lumii. Veniți să ne închinăm.
dată lemnul crucii, de care a târnat mântuirea lumii. Iată lemnul crucii, de care a târnat mântuirea lumii. Pe Iisus, în Sfânta Taină, unde a rămas El prezent cu iubirea Sa, cu sacrificiul Său, cu sângele Său, pentru mântuirea noastră. Pentru aceasta a murit, S-a dăruit, pentru aceasta rămâne cu noi, ca să-L putem găsi. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește de-a pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Primirea trupului Tău, Doamne Iisuse Hristoase, să nu fie spre judecată și o sândă, ci prin bunătatea Ta să împărășească spre apărarea sufletului și a trupului și spre tămăduirea mea. Iată Mielul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra Sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri.
Dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care ne-ai dăruit viață nouă prin fericita pătimire și învierea Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, păstrează în noi lucrarea îndurării Tale, pentru ca împărtășindu-ne din această taină, viața noastră să fie o neîncetată cântare de laudă adusă Ție, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Îți credincioși, vă reamintim că oferta dumneavoastră, colecta din această seară, este pentru Țara Sfântă, pentru creștinii din Țara Sfântă, care au din ce în ce mai mare nevoie de ajutor. În seara aceasta continuăm să spovedim, vom fi mai mulți preoți la spovadă pentru cei care încă nu au reușit să se spovedească, la fel va fi și mâine pe parcursul întregii zile, deci vom fi mai mulți preoți la spovezi. Mâine seară liturghia învierii Domnului începe la ora 23. Urmează acum să ne apropiem de Iisus, de Sfânta Cruce. El era în mijlocul nostru cu iubirea sa, cu brațele întinse pentru a ne primi, chemându-ne să nu ne îndepărtăm niciodată de El. Vom adora, vom săruta crucea, vom îngenunchea în fața crucii, așa cum este prescrierea odată, și vom săruta crucea și picioarele lui Iisus. Te rugăm, Doamne, să reverși belșugul binecuvântării Tale asupra poporului credincios, care a celebrat moartea Fiului Tău în speranța învierii Lui. Dăruiește iertare și mângâiere, sporește credința și învrednicește-L de mântuirea veșnică, prin Hristos Domnul nostru. Din robia Egiptului, iar Tu ai pregătit Mântuitorului Tău crucea. De ani te-am călăuzit prin pustiu, te-am hrănit cu mană cerească și te-am dus în țara făgăduită, iar Tu ai pregătit Mântuitorului Tău crucea. Aș mai fi putut să fac pentru Tine și nu am făcut. Te-am sădit ca pe cea mai frumoasă vie a mea, iar Tu nu mi-ai dat în schimb decât amărăciune. Sau cu ce ne-am întristat
pentru setea mea tu n-ai avut decât oțet și cu o suliță ai străpuns coasta Mântuitorului tău. Pentru tine am biciuit Egiptul, făcând să moară netâi săi născuți. Iar tu, drept răsplată, m-ai dat la biciuire. Am scos din Egipt, înnecându-l pe faraon în Marea Roșie, iar tu m-ai dat în mâinile marilor preoți. Deschis marea înaintea ta, iar tu mi-ai deschis coasta cu o suliță. Te-am condus mergând înaintea ta într-un nor luminos, iar tu m-ai condus legat în fața lui Pilat. Te-am hrănit cu mană în pustiu, iar tu m-ai biciuit și m-ai lovit cu palmele. Ți-am potolit setea în pustiu, scoțând apă din stânecă, iar tu ca băutură mi-ai dat fiere și oțet. Pentru tine i-am lovit pe regii Canaanului, iar tu m-ai lovit peste cap cu o trestie. Ți-am pus șeptrul împărătesc în mână, iar tu mi-ai așezat coroană de spin pe cap. Poporule, spune-mi ce
te-am înălțat la o mare cinste, iar tu m-ai înălțat în schimb pe lemnul crucii.